Membrii trupei ZOB alături de motocicliștii de la Dark Wheels au răspuns prezent invitației Asociației Brăilene de a oferi câteva ore unice copiilor cu autism și sindrom Down din Brăila. Pentru plăcerea copiilor, motocicliștii au turat motoarele, majoritatea fiind părinți și înțelegând din plin drama celor care se luptă cu aceste boli. Am fost solicitat de către cei de la Art Terapie să ajutăm un pic cu proiectul lor. De asta am și vorbit cu prietenii noștri, cei de la formația ZOB, să cânte în seara asta aici la Brăila, să strâng fondurile pentru ajutorarea Asociației Art Terapie. Am zis da, suntem părinți, știm despre ce e vorba, vrem să ne implicăm și cât putem ajutăm. Încercăm să spunem da, cum a zis și președintele nostru John, la acțiunile de întrajutorare ale copiilor, ale bătrânilor. Și cu ce putem să ajutăm. E prima acțiune de genul acesta pe care o facem noi ca și club. Și noi ne bucurăm pe de-o parte că am început aici în Brăila și n-am început în București unde suntem. Dar la cât mai multe. La rândul său, președintele asociației a vorbit celor prezenți despre problemele cu care se confruntă în societatea românească atât copiii cu astfel de probleme, cât și părinții lor care găsesc foarte greu și uneori foarte târziu ajutor de specialitate. Dacă îi ajutăm să interreacționeze cu noi, să îi învățăm să descurcem viața noastră plină de hățișuri, ei devin în proporții de 80% copii aproape normali. Implicați în diverse proiecte umanitare, membrii trupei ZOB și-au exprimat dorința ca, prin eforturile cumulate ale societății civile, numărul copiilor cu astfel de boli să fie mult mai redus pe viitor. Sper din tot sufletul ca acest proiect să funcționeze și să încercăm să reducem pe cât posibil numărul de copii cu acest defect. N-am cuvinte să exprim și nu pot mai ales să mă pun în poziția unui părinte care se confruntă cu asta. În acest moment, la Brăila, peste 40 de copii beneficiază în mod gratuit de sprijinul Asociației Art Terapie. Banii proveniți din vânzarea biletelor au fost donați asociației.